Ok, salut prieteni, eu sunt Eddie, aka Pro Extreme, și astăzi o să vă arăt cum să faceți un. Cum să multiplicați lucruri foarte simplu cu ajutorul unui tank minecart, un tank cart. Uitați-l aici, o să vă arăt cum se face. Da, aceasta este mapa mea de pe single player, de pe Tekken. Să vedem ce face Coriu. Da, nu am jucat foarte mult, nu m-am mai judecat. What the fuck, de ce galben? Bune. Ok, deci începem. Prima dată o să vă arăt la ce funcționează. De ce fac din nou? Pentru că înainte nu se prea înțelegea că erau alte chestii și etc. Stăm aici. De exemplu, vrem să multiplicăm niște torțe. Le punem fix în colțul acela și să fie bara, deci de aici, bara asta complet să fie, cum să spun, full, adică să nu rămână niciun loc liber. Să vă arăt și după de ce. Deoarece dacă ținem așa, da, le-am multiplicat, dar le-am multiplicat, dar faza este că, de exemplu, punem așa, doar le-a dublat, de exemplu, punem două, uite, vedeți, patru. Asta e faza, dacă este full, și țineți, puneți în acest colț, shift, și cu click, pac, un stack. Și faceți așa, le împărțiți. Ok, acum să vă arăt cum se face. În primul rând aveți nevoie de stați un pic să văd de glas. Nu cred că se supără nimeni dacă dau un glas de aici, ca doar ca să multiplic. Pac. Ok. Acum mergem aici. Știți cum se face glasul? Hai, uite, vă fac și așa ca să vedeți. Un semn la funex. Ok, acum. Shift, da, cum am spus. Avem nevoie de iron și facem un minecart. Minecart, vedeți? Se face cu iron. A, uite, se face și cu bronz și cu steel ingot. A, uite, cu steel ingot face două. Așa. Puneți unul în mijloc, iar el trebuie să fie înconjurat. Cred că vă întrebați de ce fac așa, pentru că un prieten al meu, George, chiar dorește să facă un tutorial cu acest lucru și o să dau permisiunea dacă pronunță în video de unde știe. Ok. Deci exact cum auzi, George. A înconjurat de glas un minecart pus în mijloc, extragem tank cartul care trebuie pus pe un rail care se face al naibii de greu. Rail. Unde e? Stai, nu? Nu, stai, bă, da, stai, trebuie să fii pe aici. Uite, aici. Rail, trackless. Deci aveți nevoie de standard rail. What the fuck? Da, se face cu iron ingot. Așa. E mai complicat, da? Vă prindeți voi. Uite, ne dăm unul. Puneți aici în mijloc. Puneți aici. Bine, de preferat lângă un perete. Apăsați pe el. Pac, pac, pac. Ați înțeles, sper. De fapt, mă refer doar la George, dar sper că ați înțeles și ceilalți. Ok, sper că v-a plăcut acest tutorial. Like dacă v-a plăcut, coment dacă vreți să-mi spuneți ceva, dacă aveți încă vreo întrebare referitoare la acest lucru. Coment inclusiv cu tutorial despre cu ce ați vrea despre Tekken mai multe. Mama mia, ești what the fucking. Da, ați văzut că era. Nu, dar dați în urmă cu vreo 2-3 secunde, 20-30 de secunde și o să vedeți că era aici, era plin. Mă rog, cred că e ceva de la update de la Tekken. În fine. Da, deci lăsați în comentariu cu ce ați vrea să mai fac tutoriale. Sper că v-a plăcut din nou. Pa, pa, nu? Pa!